Mutu a venit în România mai slab cu câteva kilograme și tot numai un zâmbet sub care și-a ascuns bine toate grijile. Mutu îi calmează pe români, nu se retrage din fotbal, dar nici 17 milioane de euro nu are de unde să dea și vrea să uite de necazuri la meciul cu Franța. Mutu se declară ușurat că TAS și Chelsea lasă să joace, dar tot trebuie să plătească anual penalități de aproape 1 milion de euro. Oricum, n-are de gând să se retragă din fotbal. 17 milioane nu iau. Nu cred că sunt 5 persoane în lume care au 17 milioane în cash în acest moment. Mutu refuză cheta națională propusă prima dată de prietenul lui, Borcea. Ar trebui să mă ajute, în altfel nu să mai ia la mișto cu astfel de lucruri sau... Nu știu, pentru că nu am nevoie de banii românilor, pentru că... Nu, sunt 23 de milioane de români înstăriți și trebuie să ne mai bani. Absent la primele două meciuri ale naționale din era Răzvan cu Lituania și cu Ungaria, Mutu știe că acum toți ochii sunt pe el. Pregătit și pentru Franța și pentru Austria, sperăm că totul să decurgă normal, să fim cu toții sănătoși și o să fie bine. Nu sunt în forma mea cea mai bună, ca să spun, dar venind după 4 luni de inactivitate, sper să la fiecare meci să reușesc să cresc. Sper să fiu sănătos, să nu mai las loc la interpretări, pentru că în ultimul an am jucat puțin la echipa națională.